Măicuța mea sfântă, fecioară născătoare de mântuire, cea care îmi alini și îmi mângâi toate îndurările și cea la care alerg cu nădejde ori de câte ori mă găsesc la nevoie. Ocrotește-mă, Maică apărătoare a celor cu credința dreaptă, de toți cei ce îmi gândesc și îmi voiesc rău. Trimite-mi semn de sus din cer atunci când primejdia mă urmărește și prinde-mă de mână atunci când sunt pe cale să alunec în capcanele celor vicleni. Măicuță, nu am fost întotdeauna vrednic de minunile tale și nu te-am slăvit îndeajuns pentru cât de mult m-ai ajutat atunci când te-am chemat. Dar și atunci când, fără să te chem, tu ai vegheat la liniștea mea și în taină m-ai ferit de multe și nenumărate nenorociri. Dar acum cad la picioarele tale și îți promit să stărui și mai mult în rugăciune și tot mai mult să mă apropii de tine și de cele sfinte. Și mă încred că îmi vei face după cum știi că merit și că mă vei izbăvi de toate nedreptățile ce mi-au fost trimise pe această lume. Slăbește cu blânda ta putere toate trimiterile necurate, toate gândurile spurcate și toate faptele răuvoite ale vrăjmașilor mei. Eliberează-mă de toată nesimțirea și pierzarea și leagă-mă de bucuria cea sfântă a credinței creștinești. În numele Fiului Tău, Cel cu neajunsă milă și îndurare, primește rugăciunea mea și împlinește-o Tu, Maică a lui Dumnezeu. Amin. Dă-mi, Maică bună, înțelepciune și gânduri luminate, ca să știu să mă bucur de fiecare zi ca de un dar sfânt primit de la Fiul Tău. Învață-mă cum să-mi las vorbele, gândurile și faptele să-mi fie călăuzite de credință și nu de frică. Învrednicește-mă cu curaj și cu putere de lucru, ca să pot să devin tot ceea ce eu știu că merit să devin, indiferent de vârsta mea sau de situația în care mă aflu acum. Nu mă lăsa să cad în capcana mândriei și astfel să ajung să judec sau să critic pe cei din jurul meu, căci asta e numai treaba Domnului. Dă-mi să înțeleg că ceea ce a fost nu mai poate fi schimbat, însă ceea ce va veni e încă o taină numai de Dumnezeu știută și că orice e posibil în cartea nescrisă a vieții. Îngăduie-mi ca să mă pot ierta eu pe mine pentru toate câte am greșit și roagă apoi și pe Fiul Tău să îmi dăruiască iertare. Dă-mi să cunosc partea bună și luminată din oameni, chiar și din aceia care mă fac să sufăr, și dă-mi putere ca să îi iert pentru tot ceea ce mi-au greșit. Învață-mă să-mi bucur sufletul, dăruind zilnic câte ceva, fără să aștept nimic înapoi. Și arată-mi tu cum pot fi eu mai de nădejde pentru aproapele meu și pentru cei ce își pun speranțe în mine, ca astfel să mă arăt vrednic de binecuvântările și de minunile tale.
Amin.